Puteți spune măcar despre ce este vorba? E o cutie neagră. Ah, o cutie neagră. 100.000 subscribers. Mamă, ce-mi place episodul de astăzi. Stai pe... Mamă, m-ai filmat. Iubito, tu de ce îi ratezi? Trebuie să fii pregătită cu camera aia peste tot. Acolo, arată-mi. Ai găsit, bravo. Tara! Asta e, puiule. Cum e? Super. Ai butonul de argint, de aur și de diamant. Viața cu Verdini! Tu simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața. Îți place, place, îți place. Viața cu Verdini! Aia va vino repede. Calță-te și tu, Felixuțule, pentru că astăzi este o zi specială. Vom face un treasure hunt extraordinar. Vom face o nebunie de treasure hunt în care voi va trebui să găsiți... Ghiciți ce? Butonul de la YouTube! Butonul de la YouTube, dar mai mult decât atât, va trebui să găsiți și niște bombonele și niște vitamine și alte bombonele, înțelegi? Deci avem așa, butonul de la YouTube. Ăsta e coletul, așa arată, ce să-i facem? Dacă vine stricat, nu l-au pus și ei într-o altă pungă, cum zicea iubita mea, mă, să protejeze cutia asta frumoasă, neagră, de la YouTube. Nu, au lipit pe ele aici toate astea. În fine, nu știu ce e în interior, vedeți, este încă sigilat. Nici pe ăsta nu l-am desfăcut și ăsta este încă sigilat. Așa că, o să adaug și niște bomboane. Nu este reclamă la Sugus, nu vă recomand să mâncați Sugus pentru că au zahăr. Dar, odată din an în Paște, o dată pe an, poate e ok să mănânci un Sugus, cine știe. Vitamine, astea sunt vitamine, niște vitamine naturale, pe astea le luăm noi cu vitamina C. Și astea sunt niște bomboane de ciocolată, din nou, nu este o reclamă, doar că trebuie să știți care este miza acestui treasure hunt, adică vânătoare de comori. Dacă găsești, poți să iei. Da, trebuie să fii motivată. Așa că voi rămâneți aici, Mirabel, tu... Hai, urați-mi... Urați-mi inspirație să le ascund atât de bine. Să le ascund în grădină? Haide! Așa, mă, băiețel ascultător. Ia să vedem pe unde să o luăm. Butonul ăsta de la YouTube să-l ascundem, dar nu pe el. Nu-l vom pune pe el aici. Bun, cred că o să pun și prin buscheția pe acolo. Dacă le pun în apă, se strică, deci nu e idee bună. Cât credeți că mai durează? Mult? 20 de ani, infinit de ani. Aici? Credeți că în 5 minute este gata, tati? Să mergem. Să știți că și eu m-am cam plictisit. Durează cam mult. Am început deja să mă strige, nu mai au răbdare. Ce frumos. Ha-ha, aici este un loc potrivit. Și gata. O să le spun că suntem pregătiți. Că este suficient. Hai să căutăm. Stai pe... Mamă, m-ai filmat. Nu cred. Nu cred ce am făcut. Am dat cu spatele. Doamne, și am călcat în apă. Ce să mă murdăresc, mă, că am călcat în apă. Am intrat cu tot piciorul în apă. Mamă, cât e de rece! Ia uite cum sare apa! Ia uite! Iubito, tu de ce îi ratezi? Trebuie să fii pregătită cu camera aia peste tot! Următoarea oprire, grătarul? Ce ai găsit? Nu l-am găsit! Aaa, pe da, tu chiar crezi că eu aș fi venit cu el la grătar? Am găsit! Ce ai găsit? Bombonele! Dar v-ați uitat cu atenție, da? Da! Mai fie una! Unde? Aici! Serios? Uite ce, Iubito, pentru tine mai am eu un ambuzunar. Ghicește de care e? Portocalie. Bravo! Gata? Deci nu mai căutați butonul? Mi-au spus că este important să găsească bomboane. Așa ți-au zis? Da. Apa, stai să-ți zic ceva. Într-o zi, mami mi-a zis, mi-a povestit despre cineva care a făcut ceva, nu mai știu ce, și a zis exact ca frumoasa din Pădurea Adormită care a mușcat din mărul de la vrăjitoare. Era foarte convinsă că zice cum trebuie, știi? Tu observi vreo greșeală aici? Da. Ce greșeală? Frumoasa din Pădurea Adormită n-a mușcat din mărul de la vrăjitoare și a blocat zăpada. Da? Dar cât de frumos vorbești cu dințișorul ăla lipsă. Și frumoasa din ce a gustat.
Și frumoasa din ce a gustat? N-a gustat nimic. Băi, nu, că e atâta nemâncată. Caută, caută. A găsit. Vitamine. Măi, butonul de la YouTube vă așteaptă. Pentru 100.000 de subscriberi am primit un buton de la YouTube și sunt super happy. Tu ce faci, mă? Da, în buzunar nu se pune. Trebuie să vă spun un lucru foarte, foarte important. Aceste bombonele au fost incluse în acest joc. Nu iei de pe tocmai jos. Pentru a fi o capcană nu, pentru voi. Ele sunt aici ca să vă distragă din a vă urma țelul principal, și anume acela de a găsi butonul de la YouTube. Mai continuați, mă, căutarea butonului? Că avem nevoie să împărțim bombonele. Aaa. Și aștept să merg până în felul spate. Aaa, ca să le faceți jumate-jumate pe toate? Nu, le împărțim la 3. Păi și trebuie să număr bine. 1, 2, 3. Hai, una lui tati. Una Ava. Una Felix. Mama. Una tati. Crezi că nu ți l-a găsit altcineva? Cum? Cum poți să întrebi așa ceva? Ați găsit cumva dumneavoastră butonul de la YouTube? Nu. Am ascuns un buton pe aici prin cartier și copiii îl caută. Nu l-ați găsit, da? Din păcate, facem așa. Vreți să intrați în jocul nostru? Dacă sunteți primul care găsește butonul nostru de la YouTube, îl păstrați. Ok. Copiii? Tocmai aveți un competitor de nădejde. Deci fiți atenți că a intrat în jocul nostru și s-a dus să-l caute. Ar fi bine să fiți primii care îl găsesc. Mamă, ce-mi place episodul de astăzi. Fiți atenți că, uite, fiți atenți că domnul caută. Îmi puteți spune măcar despre ce este vorba? E o cutie neagră. Ah, o cutie neagră. E o cutie neagră ascunsă în care este ascuns butonul de la YouTube. Era pentru 100.000 de subscriberi. Primul buton, care valorează de fapt cel mai mult, pentru că e primul. Aceasta am găsit și eu. Ai găsit? Bravo! Super, ai găsit bombonele, super! Cel mai important indiciu este că, pe lângă faptul că este la vedere, trebuie să priviți și mai sus. Voi nu puteți să-l luați, că nu sunteți suficient de înalți ca mine, da? S-a prins. Te-ai prins? S-a prins? Dar nu alerga! Da. Rece, rece! Rece! Deci înseamnă că aici, dacă ar fi în zona asta, eu l-am văzut! Tu l-ai văzut? Da! Unde, mă? Tu vorbești serios? Unde? Hai, mă, tu chiar l-ai văzut? Da! Unde e? Să-l vedem! Nu se vede decât de unde se uită mami. Mai că am putea să-l iei, da? Dar mă gândesc ție ce premiu să-ți dau, că bănuiesc că nu vrei la piscină. Știu! Îți dau un voucher de cumpărături! Da! E bine? În valoare de 100.000. De... ce? 100.000 de subscriberi. Hai să vedem. V-ați uitat în stânga? V-ați uitat în dreapta? Deci stânga? În dreapta și în jos? Sub masă? Nu v-ați uitat sub masă până acum? Cum să fie? Poate să fie pe cer. Aia, acolo! Unde? Acolo, sus! Nu este, unde? Acolo, tati, arată-mi pe cer! Aaa, l-ai găsit! Uite-l acolo! Omul mai loc! Mă urc eu acolo și-l iau. Da, dar nu-i spuneți, nu-i spuneți, nu-i spuneți, nu-i spuneți. Îi dăm doar un indiciu că este aici. Să știi că ea l-a găsit prima. Este aici, dar este și... poate trebuie să privești și sus și jos și stânga și dreapta și peste tot. Aha, iau. Aha! Păi noi l-am găsit. Super. Super, îți mulțumim pentru participarea la joc. Avem un premiu pentru tine, îți dăm o bombonică. Facem schimb de bombonel. Mulțumim foarte mult, o zi minunată. Da, auzi, stai un pic, nu vrei să-l deschidem dacă tot ai stat să-l vezi? A, cum ți-ai dat seama, a? Și fiți atenți. Mamă! Ți-l scap în cap, ți-l scap în cap, ai grijă! Ai niște cheie, perfect. Dacă ai niște cheie, minunat. Gata, așa. Tara! Wow! Super! Ce faci, mă? Ăsta e, puiule! Ăsta e! S-a așteptat să fie un buton! Stai un pic, stai un pic! Ia uite, ăsta este! Iar ăla trebuie să stea la noi pe perete! Are și oglindă! Păi da, ca să te vezi în el, să te poți privi! Vezi? Ia priviți-vă în el, copii! Cum e? Superb! E tare, nu? Da! Super! Cum vă găsești? Păi uite, Viața cu Verdini scrie, vezi? Viața cu Verdini! Ok, mulțumim mult! Mulțumim! De era mea aia! Hai să mâncăm bomboanele! Eram sigur! Când mă machiez? Arată-mi și mie! Asta e foarte, foarte!
100,000 subscribers. Presented to Viața cu Verdini. E ca și cum am fi luat o medalie olimpică, dar mai puțin olimpică. A, adică eu pot să cumpăr mai multe butoane din astea ca să le dau tuturor celor care sunt în echipă. A, ce tare, deci pe unul primești gratis. Pentru Ava, unul pentru Felix, unul pentru mine. Unul pentru Thomas. Unul pentru Robert. Și pentru Robert, da. Unul pentru Flori. Da? Fac pentru toată lumea care a apărut vreodată în vlogul ăsta, nu? Exact. Și pentru Rita, ai Rita, trebuie să facem, că și cu ea am multe shorts. Și să înțeleg că astea sunt modelele pe care poți să le comanzi? Păi nu, cred că poți să-l comanzi pe ăla pe care l-ai deja, nu cred că poți să ții unul de aur. Da, da, asta vezi că e diferit. Milioane. Ăsta e pentru 1 milion și ăsta e pentru 10 milioane de subscriber. Diamond. Deci ai butonul de argint, de aur și de diamant. Ați înțeles? Abia l-aștept pe ăsta de diamant, că arată frumos. Arată frumos ăsta de diamant? Da, ai gusturi bune, evit o dată. Cred că e singura variantă să primești un diamant. A, chiar că... Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Dacă vrei să știi, sunt prieten cu Neil Mohan, YouTube CEO. Am semnătura lui și scrisoarea lui. Da, e prietenul chiar, meu. Chiar el a semnat. Deci eu chiar sunt prieten cu CEO-ul YouTube. Băi, Verdini, mă, vreau să-ți spun cu drag, îți mai aduce aminte al 100 la subscriber, dar al 1000 la subscriber. Hei, șansele spun că e posibil să-ți amintești. Și știm cu toții că îți vei aminti cu siguranță al 100.000 la subscriber, zise CEO-ul Neil Mohan. Gata. 1, 2, 3 și... Viața cu Verdini! Super! Vă mulțumim pentru toate abonările și like-urile, mulțumim! Mua, mua, mua!